Aș vrea să discutăm și despre bugetul pentru 2021. Știu că sunt foarte multe discuții în această perioadă, se încearcă conturarea unui buget. Premierul Florin Câțu a anunțat ieri o serie de măsuri care nu au fost chiar pe placul tuturor și, de exemplu, o măsură care nu a fost pe placul studenților, aceea de s-a renunțat la gratuitatea biletelor CFR. Am văzut că au fost și proteste astăzi. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile pe această temă? Iarăși, să o luăm cu începutul. Este un buget, eu aș spune, curajos, pentru că orientează resursele spre investiții și mai puțin spre consum. Ce s-a întâmplat în România? Am avut ani de creștere economică, ani în care PSD a direcționat surplusul de la buget înspre consum, înspre salarii, pensii mai mari, beneficii sociale, tot felul de alte beneficii pe care ei mizau și în campanie să le aducă voturi. Asta e realitatea. Asta a determinat un deficit bugetar și în loc să investim în economie, în producție, în lucrurile care ne-ar fi adus o creștere pe viitor, am cheltuit banii. Banii aceia s-au dus pe importuri, pentru că România n-a produs mai multe bunuri și servicii. Oamenii au avut mai mulți bani în buzunar, teoretic, pentru că în practică am avut și inflație mult mai mare. Aproape de două ori mai mare inflația pe timpul PSD decât în anul guvernării PNL Orban, anul trecut. Asta înseamnă că mai ales pensionarii, cei cu venituri fixe, de fapt au sărăcit, dacă e să o luăm pe aia dreaptă. Și atunci am avut pe de o parte inflație, pe de altă parte cerere de bunuri din import. Pentru că noi, ne producând ca țară, avem bani mai mulți, alergăm după bunurile și serviciile altor state. Și începând guvernul Orban, Partidul Național Liberal a spus, domnule, hai să spunem stop. Hai să ne gândim puțin cum drămuim acest buget pe care îl avem. Sigur că a venit și pandemia, asta a pus o presiune mare pe buget, în toată lumea, nu doar în țara noastră. Au fost cheltuieli excepționale și am alocat o sumă record, știți bine, am mai vorbit, 53 de miliarde la finalul anului pe investiții. E, bugetul ăsta merge mai departe, deci trecem de 60 de miliarde, cea mai mare sumă din ultimul deceniu și depășim și recordul anul trecut pentru investiții, din care, sigur, o bună parte trebuie să vină din fonduri europene, cam 60% estimăm pentru acest buget. Acum, legat de ce m-ați întrebat cu gratuitățile. Știu foarte bine că echipa de specialiști, nu am făcut parte din această echipă, dar sunt specialiști care s-au uitat și la alte țări, cum funcționează. Și dacă vă uitați la Belgia, la Franța, la Germania, la Italia, la alte state, nu există gratuitate de 100%. În momentul ăsta am înțeles că sunt câteva variante. Oricum, o variantă de bază este să fie gratuitate pe ruta dintre orașul sau, mă rog, locul de reședință și facultate. Cred că asta e o soluție de compromis foarte bună, sau să fie undeva la 50% reducere pe toate rutele. Deci sunt cele două variante și cred că, cum să spun, sunt de bun simț, mai ales în raport cu ceea ce și alte state europene, care au de asemenea un model social mai degrabă economic, practică genul ăsta de reduceri, dar nu de gratuitate de 100%.